Bună, dragele mele, și bine v-am găsit. Revin cu partea a treia tutorialului meu la găina cu franjuri. Eu am finalizat găina, am filmat în mare parte, dar după ce am, după ce am terminat și vreau să vă prezint finalul, am realizat că, de fapt, camera mea nu a filmat nimic. Și atunci. Am lipit ochii după ce am încheiat și capul la finalul părții a doua. I-am făcut ciocul, ciocul l-am pornit pe cerc magic, 5 piciorușe scurte în interiorul cercului magic și am realizat 5 astfel de rânduri. De deasupra ciocului am lăsat un rând, un picioruș, după care am realizat în următoarele, nu știu cum să o țin așa, am realizat câte două piciorușe scurte în următoarele trei uh, rânduri, pe următoarele trei rânduri, în următoarele trei piciorușe de la cioc în sus, după care, în uh, deci, rândul 1, rândul 2 și rândul 3, am făcut uh, uh, piciorușe scurte. După care, la următoarele două rânduri, în următoarele două ochiuri, am făcut piciorușe duble. Câte două piciorușe duble în fiecare ochi, iar în următoarele patru ochiuri, de sus, am făcut uh, piciorușe triple. Am securizat firul și creasta este gata. La mileu, uh, dacă vă amintiți, la prima parte, am uh, lăsat, am lucrat un rând în back loop de la acel rând ochiurile din front lup care ne au rămas pe rândul respectiv am realizat pentru început un rând de piciorușe duble, câte un picioruș dublu în fiecare ochi de la în fiecare ochi de la rândul anterior, după care am am înmulțit la rândul al doilea am făcut un picioruș dublu o înmulțire, la rândul al treilea am făcut două piciorușe duble o înmulțire. La rândul al patrulea am avut grupe, am făcut câte trei piciorușe duble și o înmulțire, iar la ultimul rând am făcut un rând de piciorușe duble, câte un picioruș dublu deasupra fiecărui picioruș de la rândul anterior. Și am realizat, chiar la final am realizat un rând cu bucle, un rând de franjuri, exact cum am făcut și la găină și fiind cu o nuanță de verde, deci în realitate este o nuanță de verde, în cameră se vede un turcoaz, se vede mai mult înspre albastru, dar la mine fiind o nuanță de verde, am am făcut acești franjuri care par a fi iarbă, și astfel găina mea pare a fi așezată în, în iarbă. Am securizat firele, și astfel găinușa noastră este gata. Dumneavoastră, dacă vreți să-i faceți un mileu separat, puteți pentru început primele șapte rânduri. Cred că 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. 7, uh, la rândul 8 am făcut uh, rândul cu în back loop, primele șapte rânduri puteți să le faceți exact ca și începutul la găină, după care continuați cu mileul. Sau dacă dumneavoastră aveți o altă idee de, uh, de mileu, puteți să-i faceți un alt mileu. Sau puteți foarte bine să o lăsați chiar și fără mileu, nu este nicio problemă și fără mileu poate să fie uh, găinușa, găinușa noastră. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și veți fi notificate de fiecare dată când voi veni cu noi idei de croșetat cu noi, noi jucării. Aștept sugestii din partea dumneavoastră ce v-ați dori să mai realizez după, aceste, după această găinușă. Cum puteți observa, eu și ochii am pus de la rândul al trei la rândul al patrulea, de sus în jos. I-am pus niște ochi mai mari, -am, mi am făcut o găină. Uh, mie mi s-au părut foarte interesanți acești, acești ochi. Sunt uh, ochi de aceea cumpărați din Pepco, sunt ochi cu gene, sunt niște ochi uh, ovali, mai mari, dar mie mi-a plăcut foarte mult cum, uh, cum arată la găinușa noastră. La creastă, dacă dumneavoastră știți un alt model, puteți să faceți, chiar m-aș bucura ca pe grupul meu, pe cea mai bună prietenă Croșeta, să postați lucrările dumneavoastră, să postați poze cu lucrările realizate după tutorialele mele. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care dați dovadă când ascultați tutorialele mele. Știu că sunt tutoriale unde uneori poate mă mai bâlbâi sau... Dar poate nu întotdeauna când realizez aceste tutoriale mă gândesc exact doar la tutorial. Sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că vă este de folos și îmi... Cum vă spuneam, aștept sugestii de la dumneavoastră, aștept, în caz că nu ați înțeles undeva, aștept să-mi să, -mi, să -mi adresați întrebări, fie la uh, tutorial, fie în privat și cu drag, dacă pot, eu vă răspund și vă ajut.